credincioși, astăzi, ultima duminică pregătitoare pentru postul mare, ați auzit Evanghelia înfricoșătoarei judecăți, în care Mântuitorul ne descoperă dinainte taina cea mare a judecății celei din urmă, dincolo de judecata personală a fiecăruia dintre noi, care se petrece atunci când murim, atunci când trecem din lumea aceasta trecătoare spre cele veșnice. În acea mare trecere, fiecare dintre noi are parte de o judecată personală, după faptele lui, după gândurile lui, după pocăința inimii lui. Și fiecare este purtat, ne învață Sfinții Părinți, din tradiția Bisericii și din descoperirile întru Duhul Sfânt pe care le-au avut Sfinții noștri, fiecare suflet este purtat și să vadă Raiul, apoi să vadă iadul și chinurile lui, și de aceea, iubiților, se fac aceste praznice și aceste slujbe ale Bisericii pentru cel adormit la 9 zile și la 40 de zile, și sunt așa de importante, fiindcă abia atunci, în cea de-a 40-a zi, sufletul primește această sentință, să spunem, parțială. Adică, după ce a văzut și cele ale Raiului și cele ale iadului, după faptele lui, este așezat în Rai sau în iad, până când? Până la judecata cea mare, până la sfârșitul veacurilor și sfârșitul lumii acesteia, când unele dintre sufletele care așteaptă judecata cea mare în iad, vor putea fi ridicate, iubiților, prin rugăciunile Bisericii, prin rugăciunile celor care i-au pomenit și au dat milostenie pentru dânsii, și mai ales prin mila cea mare a lui Dumnezeu, vor putea fi trecuți în rândurile dreptilor. Sfinții Părinți așa ne învață că aceste slujbe ale Bisericii, rugăciunile și dezlegările și milostenia care sunt făcute pentru cei adormiți, îi ridică până la marginea cea de sus a iadului. Iar de acolo îi duce mai departe, îi scapă mila lui Dumnezeu cea mare și dragostea lui, căci Dumnezeu a spus: nu am pe nimeni de pierdut și voiesc ca toți să se mântuiască. Sigur, nu toți se vor mântui, pentru că sunt oameni care nu voiesc să se mântuiască. Și Dumnezeu nu face silă nimănui. Dacă păcatul în care trăiesc îl las să mă stăpânească, și nu doar atât, ci ajung să mă mint pe mine însumi crezând că acest păcat este parte din firea mea, adică îl fac părtaș la păcatul meu pe însuși bunul Dumnezeu care m-a zidit. El este Cel care a făcut firea noastră. Și dacă eu spun, eu sunt din fire mânios și de aceea nu mă voi lupta ca să devin mai blând, dacă eu spun, din fire sunt lacom și nu mă voi lupta ca să mă înfrânez, dacă spun, din fire sunt desfrânat și nu mă voi lupta ca să mă curățesc, dacă spun că din fire sunt judecător al aproapelui meu, am o conștiință critică asupra tuturor, tot ce mișcă în lumea aceasta și nu mă pot schimba, pentru toate acestea, eu îl învinovățesc pe ziditorul meu pentru cum m-a făcut. Și atunci, la judecata cea mare, nu se va întâmpla decât atât, iubiților. Dumnezeu ne va pune înainte așa cum ne-a zidit El.
va spune, tu spui că te-am zidit mânios, tu spui că ești din fire pătimaș, tu spui că ești din fire desfrânat, spui că din fire îți vine a spune minciuni, dar iată cum te-am zidit eu, ăsta ești tu, așa ai ieșit din mâinile mele, ai ieșit curat, ai ieșit blând, ai ieșit răbdător, toate celelalte tu le-ai adăugat. De ce n-ai încercat măcar să te spovedești? De ce n-ai încercat să te lupți? De ce n-ai încercat să te curățești? De ce ai spus că toate acestea sunt firești? De ce ai spus, cum zice prorocul, ai numit binele rău și răul bine? Pentru aceasta, iubiților, nu există scăpare. Dar atâta vreme cât păcătoși fiind, iată, ne căim pentru păcatele noastre, ne mărturisim păcatele noastre, încercăm să ne luptăm cu ele, facem canon de pocăință, încercăm să postim și să ne înfrânăm pentru a domestici aceste patime ale noastre și trupul nostru și a redeveni stăpâni, iubiților, asupra ființei noastre, fiindcă atunci când păcătuiești, când orice patimă, cât de mică, te stăpânește, atunci nu mai ești tu stăpân al ființei tale, ci patima aceea îți este stăpân. Pentru că după aceea spui, nu m-am gândit pe loc, am spus vorba aceasta, mi-a ieșit din gură și după aceea mi-a părut rău. Cine a spus-o atunci? Cine a fost la cârmă în clipa aceea când ai izbucnit? Și după aceea ți-a părut rău și ți-ai dat seama că n-ai fi vrut să faci așa. Dar atunci gândește-te, cine a fost atunci acolo? Mi-am împlinit cu tare patimă și după aceea mi-a părut rău. Cine a fost atunci stăpân pe tine? Ori ai fost tu și atunci minți când spui că îți pare rău? Ori dacă nu, înțelege că patima te stăpânește. Înțelege că este ceva în tine care ți-a luat libertatea. Și atunci, luptă-te ca să ți-o redobândești. Asta este mesajul Evangheliei până cât timp suntem în acest trup trecător. Iar mai departe, iată, este judecata cea mare, iubiților. Este judecata cea mare la care, stând față către față cu Hristos și nu numai cu Hristos, ci mulțimi de îngeri, și cu biserica cea biruitoare din ceruri, mulțimea sfinților care au luptat ca și noi în același trup neputincios și păcătos și s-au sfințit, nu s-au născut sfinți. Toți vor fi de față, plus toți cei care au trăit de la începutul lumii și până la sfârșitul ei. În văzul tuturor va fi această judecată mare. Iar Evanghelia de astăzi, cuvintele Mântuitorului, nu sunt spuse pentru cei care sunt deja adormiți, iubiților. Nu sunt spuse pentru cei morți care așteaptă în iad sau în rai judecata cea mare. Sunt spuse pentru noi care încă suntem în viață și care încă mai putem schimba ceva. Și vedeți despre ce vorbește Mântuitorul astăzi. Vorbește, iubiților, despre milă. Despre milă vorbește și despre a nu te preface că nu vezi ce se întâmplă în jurul tău. Pentru că toate celelalte, ele se judecă de la sine, iubiților. Un păcat pe care l-ai săvârșit cu bună știință, ai călcat o poruncă, spune porunca să nu furi și ai furat. Acesta este judecata aici, se produce, dacă vreți, de la sine. Pentru că tu însuți te judeci, conștiința ta, vezi atunci. Am știut că trebuie să nu fur și am furat, sunt vinovat. Și cu asta se trece mai departe. Am știut că nu trebuie să mă desfrânez, a spus Sfântul Pavel, sodomiții, desfrânații nu vor intra în Împărăția Cerului. Nici cei lacom nu vor intra, nici cei mânioși nu vor intra. Am făcut acestea, am știut că nu trebuia, sunt vinovat. Dar mai rămân niște oameni, rămâne o categorie
a celor care vor spune: n-am furat, sau dacă am furat, iată, m-am căit pentru asta. Mi-am spovedit acest păcat, am făcut canon pentru el. Am făcut desfrânare, m-am oprit de la păcat. Am făcut canon, m-am curățit. Și așa mai departe. Și atunci, cu mine ce va fi? Iar Mântuitorul ne arată ce va fi. Iată. Îi împarte și spune celor care sunt de-a stânga: m-ați văzut gol? Nu m-ați îmbrăcat. M-ați văzut înfometat? Nu mi-ați dat să mănânc. M-ați văzut însetat? Nu m-ați ajutat cu un pahar cu apă. M-ați văzut în temniță și nu m-ați cercetat. M-ați văzut bolnav și nu ați căutat să mă alinați. Iată, sunt acele lipsuri, iubiților, care nu se pot traduce printr-o călcare de poruncă: nu trebuia să faci ceva, ci invers, trebuia să faci și nu ai făcut. Știm și înăuntrul nostru, inima noastră și sufletul nostru și simțirea noastră este zidită pentru a tremura pentru aproapele nostru, pentru a reacționa imediat când vezi pe cineva în nevoie, ceva din lăuntrul tău se activează și primul impuls este să-l ajuți cumva. Așa este firea noastră. Și după aceea vine ceea ce punem noi peste firea noastră. Toate acele întrebări care caută să ne despartă de aproapele nostru. Și prima și cea mai înșelătoare pe care Mântuitorul ne-a atras atenția asupra ei în pilda samarineanului este aceasta: cine este aproapele meu? Adică sunt unii care ar fi aproapele meu și sunt unii care nu ar fi aproapele meu. Sunt unii pe care trebuie să-i ajut, sunt alții pe care nu trebuie să-i ajut. În clipa în care intrăm în această capcană, iubiților, nu mai este ieșire. Pentru că dacă ai împărțit deja în două, poți să împarți și în patru, poți să împarți și în opt și așa mai departe la nesfârșit. Ai spus, acesta este aproapele meu și acesta nu este aproapele meu, și apoi te poți uita încă o dată cu mai multă atenție, să spui, am zis că aceștia sunt din ceata aproapelui, dar ia să vedem mai bine, ia să iau la bani mărunți, că nici ăsta nu merită ajutat, nici ăsta nu merită ajutat, și așa mai departe. Ăsta a făcut nu știu ce, ăsta n-a făcut ce trebuie, ăsta nu crede cum trebuie, ăsta nu se îmbracă cum trebuie. Și așa îi împărțim la nesfârșit. Iar răspunsul Mântuitorului prin pilda samarineanului este acela: aproapele tău este cel care te va ajuta sau cel spre care nădăjduiești tu să te ajute pe tine atunci când toți ai tăi te-au părăsit. Toți cei care credeai tu că sunt obligați să te ajute te-au părăsit. Toți cei pe care îi considerai tu că sunt apropiați ai tăi te-au părăsit. Levitul, preotul, învățătorul de lege, cei din neamul tău, te-au părăsit? Și a venit unul care era cel mai îndreptățit să treacă pe lângă tine și acela te-a ajutat, acela e aproapele tău. Așadar, iubiților, Mântuitorul ne spune doar atât. Lasă inima ta, lasă inima ta, așa cum ți-am zidit-o eu, să ajute pe aproapele tău și să nu mai stea să aleagă și să pună întrebările minții. Pentru că mintea este încurcată, iubiților. Mintea e încurcată și de gândurile noastre și mai cu seamă, mai cu seamă în zilele noastre, mai mult decât oricând, mintea noastră este încurcată de gândurile altora care ne-au fost turnate în cap. Ne-au fost picurate prin fel și fel de canale de informare, ne-au fost picurate în cap și gândurile noastre nu mai sunt ale noastre. În mare parte nu mai sunt. Le luăm de-a gata și pentru că le-am păstrat un timp, ni se pare că au fost acolo dintotdeauna. Sau ni se pare că este locul lor acolo, nici de cum, iubiților. Sunt străine.
Și ele otrăvesc, încet, încet, ele otrăvesc și simțirea noastră, și vederea noastră duhovnicească, toate le otrăvesc, în așa chip încât noi nu mai avem ca dreptar Evanghelia lui Hristos, creștin fiind, ci avem ca dreptar fel și fel de alte valori, așa numite, sau altfel de împărțeli pe care lumea ne le-a turnat în mintea noastră și ajunge mintea să conducă inima. Și nu este corect așa. Și nu este normal să fie așa. Pentru că toate Mântuitorul spune la un moment dat despre anumite păcate, că ele ies din inimă, ia seama, și cuvintele cele rele nu ies din gura ta, că nu gura vorbește singur, dacă pui o gură undeva deoparte, un cap tăiat, nu o să vorbească. Vin din inimă toate. Pentru că inima ta înseamnă că inima ta, la un moment dat, și ea a fost otrăvită dacă ai lăsat mintea să fie la cârmă. Așadar, iubiților, mila, mila este cea din urmă. După ce au trecut toate celelalte prin care judecata s-a făcut de la sine, dacă te-ai pocăit pentru ele, adică dacă ai încercat să-ți schimbi felul de a gândi și de a simți și ți-a părut rău și te-ai oprit de la păcatul tău cât timp erai încă în viața aceasta, păcatul acela nu-ți va mai fi socotit. Dacă nu ai vrut și, cum spuneam la început, ai pretins că păcatul acela este din firea ta, adică pentru a nu te lupta, l-ai făcut pe Dumnezeu vinovat de păcatele tale, atunci nu te vei putea mântui. Dar la un moment dat, pentru cei care, pentru toate aceste păcate, prin încălcări ale legii, prin încălcări ale legii s-au făcut vinovați, dar s-au căit și s-au curățit, vine întrebarea aceasta. Ce-ai făcut pentru aproapele tău? Cum l-ai căutat? Și Sfântul Ioan Gură de Aur face o observație foarte interesantă, fiindcă el întotdeauna este atent la cele mai mari subtilități ale Evangheliei. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: luați aminte că Dumnezeu nu vă cere nimic peste puterile voastre. Că nu spune: m-ai văzut în temniță și n-ai căutat să mă ajut să evadez, să mă scoți de acolo. Nu spune: m-ai văzut bolnav și nu m-ai vindecat, făcând știu eu ce minune, ca să mă vindeci și să mă ridici. Nu! Spune: m-ai văzut în temniță și nu m-ai cercetat. M-ai văzut bolnav și n-ai căutat să-mi aduci mângâiere. Adică, o vorbă bună, dacă nu altceva. Așadar, iubiților, toate sunt în puterea noastră. Nu este nimic peste puteri în a căuta să-L ajuți pe Cel care are nevoie de ajutor. Atât de simplu este. Și altă întrebare pe care ne-am mai pus-o, poate, auzind Evanghelia aceasta, este: și ce am să fac dacă n-am să întâlnesc niciodată pe cineva în nevoie? Sigur, e greu de crezut. E greu de crezut, dar iată, iubiților, că și cele pe care le credeam cele mai îndepărtate de noi, vin acum aproape. Vin acum aproape, pentru că poate nu ne-am fi gândit niciodată că niște oameni trecuți prin război și fugiți de război, fugiți din calea morții și fugiți din calea feluritelor cruzimi pe care războiul le aduce, fie că sunt dorite de cel care a stârnit războiul, fie că nu sunt dorite, dar ele se întâmplă întotdeauna în timpul războiului. Și poate nu ne gândeam că o să-i vedem pe oamenii aceștia aici, fugind printre noi, încercând să se adăpostească. Și iată că îi vedem. Iată că toate, iubiților, până la urmă, se întâmplă. Și Dumnezeu ni le așează în față și rămâne doar acest îndemn: nu te face că nu vezi. Nu te face că nu vezi ce este în jurul tău. Caută să ajuți după puterea ta. Ajutați și frățiile voastre după puterea care vă este dată. Și mai mult decât atât, este un prilej acesta, iubiților, atunci când vedem anumite lucruri întâmplându-se în jurul nostru, este un prilej de a ne face curățenie un pic în gândurile noastre. În ce sens? Scriptura spune: după roadele lor îi veți cunoaște. Luați aminte că sunt printre noi, printre creștini, printre ortodoși,
dintre cei care ne lăsăm păcăliți cu ușurință, atunci când un om spune, sunt omul lui Dumnezeu, atunci când îl vedem în biserică, atunci când îl vedem sărutând mâna patriarhului sau alte gesturi care rămân doar simple gesturi, le săvârșesc, uităm că după roadele lor, după roadele lor, îi vom cunoaște. Iată care sunt roadele. Puneți în mințile frăților voastre, lăsați Duhul Sfânt să vă lumineze și să vă dați seama, iubiților, cum sunt oamenii și ce lasă în urma lor și ce aduc în jurul lor. Și prin aceasta să ne fie luare aminte și să ne fie cu băgare de seamă. Singurul dreptar, iubiților, este Evanghelia lui Hristos. Dacă un om nu săvârșește cele ale Evangheliei lui Hristos, care este o Evanghelie a păcii, este o Evanghelie a iubirii, este o Evanghelie a iertării, dacă nu le săvârșești pentru acestea, cum poți spune că ești om al lui Dumnezeu? Cum tu poți să-L crezi că este om al lui Dumnezeu? Nu, iubiților, nu tot cel ce spune Doamne, Doamne, este al lui Dumnezeu. Mântuitorul ne-a atras atenția. Proroci mincinoși vor veni, ne-au atras atenția și Mântuitorul și Sfântul Ioan, cel iubit apostol al lui Dumnezeu, ne-a spus că vor veni în vremurile cele din urmă. Și atenție, iubiților, că prorocii mincinoși și cei care vin în numele credinței, fluturând crucea și aducând în urma lor război și suferință pentru cei din jur, aceia nu-i vor păcăli pe cei care sunt necredincioși. Nu pe atei îi vor păcăli. Nu pe cei care deja sunt despărțiți de Dumnezeu îi vor păcăli. Pentru că pentru aceia nu înseamnă nimic faptul că El flutură crucea. Ci pe noi caută să ne păcălească. Noi suntem aceia care putem pica în capcană. Luați aminte, iubiților. Lăsați-L pe Hristos să vă conducă viața. Împărtășiți-vă mai des cu Sfintele Taine. Lăsați mila să izvorască din frățile voastre, pentru că Dumnezeu vă va purta de grijă atunci când toate celelalte în care vă puneați nădejdea nu vor mai fi de nădejde. Și atunci Dumnezeu este Cel care vă va ajuta împotriva oricărei nădejde omenești și lumești. Așa că lăsați, ajutați așa cum puteți. Iată, Părintele Stareț mi-a spus, noi vom încerca să luăm, vom lua, deja o vorbit, în jur de 25 dintre acești refugiați sunt mame și copii. Asta sunt, că bărbații au rămas să lupte acolo, să-și apere țara. 25 vor veni la noi. Încercăm și noi să strângem, vom strânge și un bănuț pentru ceea ce le trebuie lor, că o să trebuiască să le luăm, cele pentru femei, cosmetice și mă știu eu ce, pentru igienă, că au plecat doar cu haine săracii. Pentru copii la fel, o jucărie, cele de trebuință, poate conserve, nu aduceți, nu încercați și unde mai auziți că se strânge, iubiților, nu duceți ulei sau zahăr sau așa, că nu, poate nu toți o să aibă unde să-și facă de mâncare, o să stea mai mulți într-un loc, aduceți dacă puteți conserve, ceea ce pot, dacă aduceți de mâncare, ceea ce pot cu ușurință, cu ușurință să se folosească de ele. Și un bănuț. Iar mai important încă ceva, dacă aveți posibilitatea sau cunoașteți pe cineva care are o cămăruță liberă, undeva, pentru că vor fi mulți care nu vor avea unde să stea. Unii vor sta în adăposturi puse la dispoziție de autorități, alții, mai ales dacă e vorba de femei și copii, vă dați seama, altceva este să stai într-o cămăruță cu încă 3, 4, 5, alta este să stai într-o sală de sport cu 60 sau 80. Așadar, dacă cunoașteți, iubiților, lăsați în paraclis, acolo, lăsați numele și un număr de telefon, atâta. Pentru că sunt niște fii duhovnicești care deja au făcut un grup, doar atâta se va întâmpla, nu vă luați niciun angajament prin asta. O să vă adauge la un grup pe WhatsApp și o să puteți vorbi acolo și să vedeți dacă puteți face ceva sau cum puteți ajuta. Ce fac ei? Că mă sunaseră alaltă ieri și zic, ce-i larma asta în mașină la voi? Toată noaptea fac curse între noi și Siret și de acolo, pur și simplu, cei care nu au pe nimeni, că mai sunt care au pe cineva pe aici, dar care nu au pe nimeni, mame și copii, îi urcă în mașină și i-au dus deja și i-au plasat deja câteva zeci
Tot așa la familii care au avut. Unul a avut o cameră, altul a avut o casă cu două camere care stătea degeaba. Altul a avut la el o mansardă care stătea degeaba. Dacă cunoașteți asemenea oameni, dacă aveți asemenea posibilități, lăsați doar atât numele și un număr de telefon. Nimic, iubiților, nu va rămâne nerăsplătit. Ori în lumea aceasta, ori dincolo, Dumnezeu nu va rămâne dator nimănui. Dar important este, fiți buni, fiți creștini, fiți iubitori și dacă vom fi așa, atunci Dumnezeu va mai avea milă și va mai avea răbdare cu noi. Altfel, răutatea, iată, caută să ne cuprindă și să ne strice și inimile, și gândurile, și toată ființa noastră. Bunul Dumnezeu să vă întărească, să aveți curaj să porniți la post, începeți de acum, lăsați carnea deoparte, că nu se întâmplă nimic, antrenați-vă un pic pentru post, începeți postul cu curaj, cu rugăciune și cu nădejde în Dumnezeu. Amin.